Pescarul și nevasta lui după frații Grim. Fragment. A fost odată un pescar ce locuia împreună cu nevasta lui într-o colibă veche pe malul mării. Pescarul mergea în fiecare zi pe mare și pescuia ceasuri în șir. Într-o zi, pe când stătea așa și se uita la apa limpede, Undița coborâ mai adânc, și, când trase de ea, scoase afară un calcan mare. Peștele îi spuse: Ascultă-mi rugămintea, pescarule, dăruiește-mi viața și te voi răsplăti. Cum să nu dau drumul unui pește care poate să vorbească? zise uimit pescarul.